Salutare și bine v-am găsit pe canalul de YouTube al cameredigitale.ro. Se apropie primăvara, se apropie vara și ale sale vacanțe și concedii, motiv pentru care mulți dintre noi vor redescoperi bucuria fotografiei atelierului în aer liber, fie că alegem să rămânem în oraș, ori mergem la mare sau la munte. Cu ocazia asta, aparatele foto trebuie scărate în ceva, agățate de gât sau puse într-o geantă. Am descoperit însă pe parcursul anilor că dacă așezi camera rucsac sau în geantă, este foarte greu de scos pe moment atunci când un cadru de mare efect tocmai îți trece prin fața ochilor, ceea ce te face de multe ori să pierzi momentul. Agățat de gât, mai ales un DSLR, devine foarte repede destul de incomod și uneori prea inestetic, mai ales când tocmai i-ai atașat teleul cel mai de soi pe care l-ai închit. Atunci, care este soluția? În trecut găsisem soluția transportării unui DSLR în persoana uneia dintre curelele care permiteau agățarea acestuia de omăr și repoziționarea acestuia într-o fracțiune de secundă la nevoie, însă prețul mult prea prohibitiv al respectivei curele s-ar fi justificat doar dacă produsul uținei ar fi fost un rucsac foto în toată regula, motiv pentru care până de curând a fost nevoit să-mi iau o dio de la această soluție. Însă, odată cu contactul cu cameredigitale.ro am avut ocazia de a rola acest fir al evenimentelor, descoperind seria de soluții B-Grip, care nu sunt nimic altceva decât sistem de curele și suspensii pentru aparatură foto DSLR, dar și mirrorless, la prețul care în sfârșit și noi, pasionații cu bugete limitate, ne le putem într-un sfârșit permite. Haideți să le trecem în revistă ca să vedeți și voi care sunt opțiunile disponibile în acest moment pe site-ul cameredigitale.ro. Primul ar fi chiar cel care mi-a adus aminte de dilema mea de acum câțiva ani, adică Backglider, care este o curea de prindere pe umăr a aparatului foto. Astfel, aceasta atârnă în lateral într-o poziție mai naturală atunci când nu este nevoie de el, dar poate fi readus în poziție de tragere în cam 2 secunde cu o singură mișcare. Având în vedere prețul cu care se vinde în oferta cameredigitale.ro, trebuie spus că m-a surprins foarte tare raportul dintre preț și calitatea materialelor. Sistemul de fixare și susținere împreună cu breteaua sunt surprinzător de bune calitativ. Nu mă așteptam. Presupun că se poate și ieftin și bun în acest caz. O a doua soluție care mi-a surprins vederea și care mi-ar fi mai potrivită acum este cel mai nou produs al B-Grip, adică soluția B-Grip 1, dedicată aparatelor fotomirrorless și poate fi atașată foarte ușor atât la curea cât și la rucsac. Al treia în ordinea importanței este centura foto B-Grip, completă cu sistem de prindere, tocmai bună pentru fotografii de eveniment sau de nuntă. Wide-ul în fața ochilor și teleul mediu pentru cadre strânse atașat în al doilea aparat, dacă nu mă înșel, nu-i așa? Vestea bună este că acum nu mai trebuie să apelați la ajutor sau să umblați cu unul dintre aparate atârnat de gât ori în geantă. Pentru fotograful profesionist există acum soluția asta care, credeți-mă, sunt foarte confortabile. Pentru cei care nu doresc să ia în considerare niciuna dintre opțiunile de mai devreme, există clasica soluție a unei curele de mână. Versiunea B-Grip se numește HS Plus, este fabricată în întregime din cauciuc, cu o aderență foarte, foarte bună și include o plăcuță de conectare rapidă la trepied. Bineînțeles, pentru aceste soluții de agățare, de purtare a aparatului foto, există altele care întregesc sistemul, cum ar fi B-Grip TECAU sau Travel Kit, care include o cusă de ploaie plus un adaptor pentru centura foto, sau B-Grip TA sau Travel Adaptor, care este o plăcuță adaptoare ce permite atașarea la trepied atât a curelei de mână cât și a aparatelor foto pe care sunt deja montate plăcuțele rapide conținute în fiecare dintre kiturile principale B-Grip. Astfel, treceți direct de la prinderea de pe Backglider, de exemplu, direct la cea de pe trepied pentru o expunere mai lungă atunci când este nevoie. Kiturile și prinderile B-Grip mie uneia mi se par foarte folositoare și cu siguranță sunt soluții pe care fiecare dintre noi și le poate permite fără probleme, astfel încât vă invit să le cercetați și să alegeți în cunoștință de cauză unul dintre ele. Vor fi cu siguranță adăugiri foarte folositoare la kitul foto. Pentru cei interesați, voi atașa în descrierea acestui material linkul către fiecare sistem și componente B-Grip, atât pe canalul de YouTube, cât și pe blogul cameredigitale.ro, ca să le puteți găsi cu ușurință la nevoie. Până data viitoare, toate cele bune!